Înțeleg că sunt câteva vești bune pentru iubitorii de sport din Cernavod, care vor avea, sperăm cât de curând, la dispoziție un stadion modern. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Da, într-adevăr, de foarte mulți ani cetățenii orașului veneau aici și susțineau echipa și este emblema orașului. Acum toată lumea este super fericită. Într-adevăr, o să iasă un stadion modern de 700 de locuri. Suntem mândri de realizarea aceasta. Oamenii și cetățenii mă opresc și ne felicită pentru stadion și pentru investiția care se va face aici. Într-adevăr, sunt ceva probleme de construcție, ca la fiecare proiect așa se întâmplă, dar vom duce la bun sfârșit și vom realiza un stadion cu nocturnă, civilizat, cu intrare, cu ieșire, cu parcare, deci va fi un stadion extraordinar. Cam care ar fi termenul de terminare a lucrărilor? Termenul era un an de zile, dar constructorul spune că se va mișca mult mai repede, nu faptul că vine campania electorală și vin alegerile, pentru că au forță de muncă și vor să termine mult mai repede lucrarea. Să sperăm că așa va fi și că cetățenii din Cernavodă vor avea ocazia să-și încurajeze în condiții frumoase, decente, echipa favorită. Da, într-adevăr, avem echipă în divizia C și avem, într-adevăr, cu multe orașe de jur împrejur. Am avut și cu Steaua meci, deci putem să ne mândrim și cu echipa noastră de fotbal. Orice lucrare are provocări și aș vrea să vă întreb pentru început, cu ce provocări v-ați confruntat în această perioadă și care au fost, eu știu, lucrurile pentru care a trebuit să munciți poate mai mult decât vă așteptați la început? Da, a fost o lucrare care ne-a blocat pentru execuția radierului, conductele de pluvială și s-a dat o dispoziție de șantier de la proiectant și ne-a luat cam o lună de lucru. Ce s-a întâmplat acolo, de fapt? Ce a trebuit să facem? A trebuit să protejăm conductele din cauza radierul vine peste, radierul de la tribune vine peste ele. A trebuit conductele protejate. S-au făcut niște pereți de jos, de la 4 metri adâncime. S-a turnat o placă și următorul este, s-a tăiat un cămin, căminul existent, și următoarea lucrare se va face alt cămin puțin mai încolo, la 3 metri față de căminul care a fost. Se va face alt cămin. Sunt o grămadă de utilaje aici, oameni care lucrează. Spuneți-ne mai întâi despre partea asta. Văd că ați pus deja fierul în operă. Ce se întâmplă în zona asta aici și ce aici veți este face? Zona de tribune și vestiare. Acum s-a terminat cu perna de piatră spartă și se toarnă, probabil luni se va turna egalizarea în continuare și se va merge cu fierul până la capăt. Adică se va duce radierul. Deci ea a fost aici restricționată din cauza lucrărilor de la canale. Înțelegem că de acum înainte totul s-a desfășurat mai repede. Da, da, da. Acum se dă drumul. Deci aici a fost o restricție. Și de aici se va pleca, o să fie și activitatea mai intensă. Asta e zona de tribune. În paralel văd undeva în spatele nostru, vom filma și acolo ce se întâmplă acolo. Acolo sunt fundațiile pentru stâlpi de nocturnă. Vor fi 4 stâlpi, 1, 2 în 4 colțuri. Acum se face perna și următorul va turna betonul pentru fundații și la sfârșit stâlpi. Deci sunt 1, 2, 4, 4 stâlpi. Dar am început cu asta, că nu mă deranjează ca și activitate, după aceea să fac ceilalți. Aș vrea să ne spuneți, din punct de vedere al terenului, ce suprafață va avea, eu știu, cum va fi amenajat. Văd că ați realizat și un gard care nu era în urmă cu câteva luni acolo.
Gardul va fi pe împrejmuirea veche, pe același amplasament. Se schimbă, cum se și vede, se schimbă gardul pe trei părți. Se va fi exact așa cum este, cu soclu și cu așa, o poartă monumentală, o poartă mai frumoasă se va face la intrare. O să avem o mică problemă aici, că trebuie să vină regia de apă să facă o modificare la o conductă sau să o repare. Și va fi terenul mare, facilități, deci este o lucrare frumoasă. Pe lângă astea vor fi și multe rețele, canalizări, pluvială, menajer. Terenul de fotbal va avea irigare, vor fi conducte care irigă. O să iasă un lucru frumos. Sunteți în termen? Când estimați că ar putea să vadă cernavodenii lucrul realizat aici, să fie finalizat? Suntem în termen. Lucrarea este pe un an și undeva la sfârșitul septembrie anul viitor este termenul de finalizare. Noi vrem să o terminăm mai devreme.